Doamnelor, domnilor, bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. În continuare urmează evenimentul de presă în care oficialii ai Republicii Moldova și Uniunii Europene vor susține declarații de presă. Vorbitorii sunt Nicu Popescu, viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Caterina Maternova, director general adjunct al Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind extinderea Comisiei Europeană și domnul Mihail Zibert, director pentru Rusia, Parteneriatul Estic, Asia Centrală, Cooperare Regională și OSCE, Serviciul European de Acțiune Externă. Stimate domnule ministru, aveți cuvântul. Doamnă director general adjunct Maternova, dragă Caterina, dragă domnule director Zibert, dragă Mihail, eu mă bucur nespus să avem această ocazie să ieșim împreună în această conferință de presă. Este o ocazie bună pentru noi ca țară. Dear Madam Deputy Director General, dear Caterina, dear Director Zieber, dear Mihail, I'm very glad to have this opportunity to step in front of the press today. It is a good opportunity for our country. Uniunea Europeană este un partener strategic pentru țara noastră și vizita dumneavoastră este un important semnal al valorii acestui parteneriat, dar și pentru intențiile și planurile noastre de a fortifica și a aprofunda acest parteneriat strategic. The EU is a strategic partner for our country and this visit is a mark of the value which is given to this strategic partnership as well as to our intentions and plans to deepen and intensify this partnership. Astăzi am discutat cum relansăm și intensificăm acest parteneriat. Avem o serie de acțiuni atât diplomatice, cât și de altă natură care ne vor apropia de Uniunea Europeană. Today we spoke about ways to relaunch and intensify this partnership. There is a range of activities, diplomatic activities and other kinds of activities which will bring us closer to the EU. În următoarele luni vom avea mai multe acțiuni comune cu Uniunea Europeană, vom intensifica dialogul politic. Este vizita de astăzi și pe parcursul toamnei acestui an vom avea și o vizită la Bruxelles a doamnei prim-ministru și următoarea reuniune al Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Moldova și o ministerială al Parteneriatului Estic la Bruxelles. Și în luna decembrie vom avea și un summit al Parteneriatului Estic la Bruxelles. In further months, we're going to have quite a bit of joint activities with the EU. We are going to intensify the political dialogue. There is today's visit. We are also planning a visit of Madam Prime Minister to Brussels. There will be a meeting of the Association Council between the EU and the Republic of Moldova. There are other activities planned in Brussels, and there will also be a summit of Eastern Partnership in Brussels as well in December. Până acum, parteneriatul Estic a fost un succes pentru țara noastră, a adus beneficii concrete cetățenilor. So far, the Eastern Partnership has been a success for our country and it has also brought specific benefits to our citizens. Zona de liber schimb cu Uniunea Europeană a permis economiei noastre să supraviețuiască și să obțină beneficii în perioade foarte grele pentru țara noastră. The free trade area with the EU allowed our economy to survive and get benefits in very difficult times for our country. Dar, privind spre viitor, ne dorim și putem realiza mai mult în relațiile cu Uniunea Europeană. But looking into the future, we say that we want to and we can do more in terms of the relations with the EU. Și prin urmare, astăzi am discutat intensificarea dialogului cu Uniunea Europeană în sectoare cheie. Justiție, securitate, energie. Thus today we have discussed the intensification of dialogue with the EU in key sectors such as justice, security, energy. Inclusiv acțiuni comune pentru care vor ajuta țara noastră să ne consolidăm reziliența, inclusiv în domeniul securității cibernetice. And also joint actions that will help our country to consolidate its resilience in cybersecurity as well. Vrem să aprofundăm integrarea cu Uniunea Europeană și în alte domenii, inclusiv în tot ce ține de protecția mediului înconjurător
și combaterea efectelor negative ale schimbărilor climatice. We would also like to deepen integration into the EU in other areas, such as protection of the environment or countering climate change. Am discutat și necesitatea de a proteja râul Nistru, care este o sursă crucială de apă potabilă pentru cetățenii Republicii Moldova. We also spoke about the need to protect Nistru River, which is a crucial source of drinking water, fresh water for the Republic of Moldova. Am discutat și modalitățile de a aprofunda cooperarea în domeniul transformării digitale, digitalizarea serviciilor publice. We also spoke about deepening cooperation in digital transformation, digitalization of public service. Și îmbunătățirea mediului de afaceri în Republica Moldova, inclusiv prin combaterea corupției, reforma justiției, lucru care ne-ar putea permite să atragem mai mulți investitori, să creăm mai multe locuri de muncă. We also spoke about improvement of business environment in the Republic of Moldova by means of fighting corruption, carrying out justice sector reform. This would allow us to attract more investors and create more jobs. Am discutat și planuri concrete de a conecta mai bine Uniunea Europeană, Republica Moldova de Uniunea Europeană, inclusiv prin planul de recuperare economică pentru Moldova. Recuperare economică, da? We also spoke about specific plans to connect Republic of Moldova better to the EU, also through the economic recovery plan. Și fortificarea și dezvoltarea infrastructurii care leagă Republica Moldova de spațiul european, atât infrastructurii rutiere, interconectărilor electrice, de gaz, poduri feroviare. We also spoke about consolidation and development of the infrastructure which connects the Republic of Moldova to the EU, meaning road infrastructure, electricity connection, gas network connection, railway bridges. Și în toate aceste discuții avem și beneficiem de un sprijin enorm din partea Uniunii Europene, de o solidaritate pe care o simțim și pe care o vom simți inclusiv în anii următori. And in all these discussions, we benefit from enormous support of the EU. We benefit from the solidarity which we feel now and which we will feel in the years to come. Când vom implementa aceste proiecte? When these projects are implemented. Vă mulțumesc pentru această solidaritate. So thank you for this solidarity. Pentru faptul că sunteți la Chișinău. For the fact that you are in Chișinău. Și pentru că, odată cu această vizită, intrăm într-o fază accelerată de implementarea acestor proiecte. And also for the fact that together with this visit we are starting a phase of accelerated implementation of the projects mentioned. Domnule director Ziebert, vă rog. Director Ziebert, you have the floor. Thank you very much, Deputy Prime Minister Dinicu, for hosting us here so early on after taking office. It's a great pleasure to be here again for me, first time in my new position function at the European External Action Service in Brussels. Domnule ministru, dragă Nicu, mulțumim foarte mult pentru faptul că ne-ați găzduit în Moldova atât de curând după ce v-ați asumat noua poziție. Este o plăcere pentru mine să mă aflu aici în prima mea vizită la Chișinău, în actuala mea postură asumată în Serviciul European de Acțiune Externă. Let me first of all congratulate you upon the result of the election. The people of Moldova have given such a clear mandate to the forces that are standing in for reforms, long due reforms, and an orientation towards the European Union with shared principles of democracy, of rule of law, and of human rights. Mai întâi de toate aș dori să vă felicit cu rezultatele alegerilor în cadrul căruia poporul Republicii Moldova v-a oferit un mandat clar și foarte puternic pentru reforme. Reforme care se lăsau mult așteptate, ceea ce ține de valorile pe care le împărtășim. Democrație, supremația legii, drepturile omului.
Together with Katerina Matanova, we have a very intensive program here in Chișinău, meeting also with, having met also with Madam President, we'll see the speaker and many ministers, as well as representatives of civil society of the country. Împreună cu doamna Katerina Maternova avem un program foarte încărcat aici la Chișinău. Deja am avut o întâlnire cu doamna președinte, ne vom întâlni cu speakerul Parlamentului, cu câțiva miniștri și cu reprezentanții societății civile. Our objective with this visit is twofold. On the one hand, we would like to give strong political support to this new orientation of the Republic of Moldova and to its ambitious reform program, and especially as to the rule of law and tackling corruption. And the second part of our objectives is to pledge substantial EU support for these endeavors, to support your endeavors, and Katerina will say more about that in a moment. Obiectivul vizitei noastre la Chișinău este, de fapt, bifacetat. În primul rând, este vorba de exprimarea unui sprijin politic puternic a celei noi orientări a Republicii Moldova și a reformelor ambițioase care au fost asumate, în special în ceea ce privește asigurarea supremației legii și lupta cu corupția. Și a doua fațetă ar fi faptul că suntem aici pentru a exprima angajamentul privind suportul financiar substanțial din partea Uniunii Europene pentru eforturile pe care le asumați. Katerina o să vă vorbească mai în detaliu la acest subiect. The European Union stands by Moldova. Moldova is a very important partner of the European Union. And as the minister has pointed out, there is a broad scope of cooperation where we will much deepen our cooperation in the coming months and years. Uniunea Europeană este alături de Republica Moldova. Republica Moldova este un partener important și, după cum a menționat domnul ministru, există un spațiu larg pentru cooperare și noi vom aprofunda această cooperare în lunile și în anii care urmează. We also talked about the Eastern Partnership of the European Union, and fortunately, after 4 years, we will have a summit in December, and we're looking forward to working with the government here to prepare this summit in a way that the Eastern Partnership, on the one hand, can stay inclusive with all the six countries, but on the other hand, to define concrete ways to give those who are more advanced in coming closer to the European Union more for more. Am discutat de asemenea parteneriatul estic și ne bucurăm de aceea că, în sfârșit, după ce au trecut 4 ani, vom avea un summit în decembrie. Noi așteptăm cu interes colaborarea cu guvernul în acest sens. Noi ne-am dorit ca parteneriatul estic să fie inclusiv pentru acele 6 țări, dar de asemenea să existe o oportunitate pentru cei care sunt mai avansați să fie mai aproape de Uniunea Europeană. And finally, we have also talked about the Transnistrian settlement, conflict settlement, and also had a talk with Deputy Prime Minister Kulminski. I want to confirm that the European Union here also stands by the Republic of Moldova. We are part of the 5+2 group, and we hope for a 5+2 meeting under the Swedish chairmanship in office of the OSCE still this year. The European Union will favor this and will also help implementing the Berlin Plus package, as well as continuing confidence building measures between the two sides of the Nistru River. Am discutat de asemenea și rezolvarea conflictului transnistrian. În acest sens am avut și o întrevedere cu domnul viceprim-ministru Kulminski. Uniunea Europeană la fel este alături de Republica Moldova în acest subiect. Există formatul 5 de negociere 5+2. Noi facem parte din acest format și sperăm ca în acest an să fie organizată o întâlnire a acestui format sub președinția în exercițiu suedeză. Uniunea Europeană va susține această inițiativă. De asemenea, vom continua colaborarea în ceea ce privește implementarea pachetului Berlin Plus și măsurile de consolidare a încrederii.
We are looking forward to the EU-Moldova Cooperation Council end of October in Brussels. Looking forward to seeing you again there. And with that, I would like to pass the floor to Caterina Martinova. Ce așteptăm cu interes și Consiliul de Cooperare între Republica Moldova și Uniunea Europeană la finele lunii octombrie, să le vedem atunci în Bruxelles. Și asta fiind spus, îi transmit cuvântul Caterinei. Put it on. Is it on? No, it's not on. It should be on. Is it on? Yes. No. Yeah. Okay. Dear Deputy Prime Minister, dear Nico, dear friends, I was in Chisinau in June and announcing the economic recovery plan for Moldova of 600 million euros. And since then, a lot has happened. I can congratulate you on the victory of the reform forces. And I'm also happy to say that the economic recovery plan is already being implemented. Just this week, we actually approved the disbursement of over 36 million euros, not in loans, in grants to Moldova for both to show our support for recovery out of COVID and also for police reform program. But the economic Ce, dragă domnule viceprim-ministru, dragă Nicu, mulțumesc pentru această ocazie. Eu m-am aflat la Chișinău în acest an, în luna iunie, atunci când am prezentat planul de recuperare economică pentru Republica Moldova. De atunci s-au întâmplat multe și vreau să vă felicit deja cu cele realizate la capitolul reformare și vreau să zic că și planul de recuperare economică deja se implementează. Chiar în această săptămână am aprobat eliberarea sumei de peste 36 de milioane de euro. În acest sens, care este menită, printre altele, pentru susținerea măsurilor de recuperare de pe urma COVID-19 și pentru măsurile de reformare a poliției. But the economic recovery plan has many more components than just delivery of this immediate support, however needed, and we discussed many aspects of it. It's supposed to contribute to the green and digital transformation and also support the flagships of infrastructure, inland freight terminal, energy efficiency, support for SMEs. It has a number of aspects of support, including education, that should touch a lot of enterprises, a lot of citizens directly. Planul de recuperare economică pentru Republica Moldova, de fapt, presupune mult mai multe decât acest suport acordat imediat. El trebuie să țină și de transformare digitală, de consolidarea infrastructurii, de eficiența energetică, de sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, activitățile de educație. Deci trebuie să atingă foarte multe persoane, fizice și entități economice. Deputy Prime Minister mentioned there is a number of areas where Moldova and the European Union can come closer together and work effectively in the years to come. Dar după cum a menționat domnul viceprim-ministru, există un șir de domenii în care Republica Moldova s-a apropiat de Uniunea Europeană și urmează să mai lucreze în anii care urmează. And I would like to mention three of them on this occasion. One is our support to the local communities, and we have focal regions of Ungheni and Kahul, where we are doing a lot of support and work also with the local communities. Și vreau să menționez în acest sens câteva lucruri. Primul este suportul care este acordat comunităților locale. Avem două regiuni cheie, Ungheni și Kahul, unde se acordă mult suport și se lucrează cu comunitățile locale și cu localnicii. And in fact, this afternoon, Mihail and I and the team are going to Străceni to not only see things from Chișinău, but also go on the ground and see the results of our cooperation. Și în această după-amiază, de fapt, și eu împreună cu Mihail vom merge la Străceni, nu doar cu scopul de a ieși din Chișinău, dar să vedem ce se face în teren, la fața locului. The second area I just would like to mention is that we continue supporting Moldova both on the impact of COVID economically, but also through the supply of vaccines.
And in fact, Moldova was the first country that received vaccine doses from the COVAX facility, as well as gets bilateral support from member states. Al doilea domeniu pe care aș dori să-l menționez reprezintă activitățile care țin de înlăturarea impactului COVID-19. Noi acordăm sprijin și la capitolul economic, dar și la capitolul vaccinului. Republica Moldova a fost prima țară care a beneficiat de pe urma instrumentului COVAX și de asemenea de suport bilateral în acest sens. And we are getting to the fall and over the last 3 years means increase in cases, so I very much hope that the rate of vaccination in Moldova will rise from a fairly low level and it will be able to go up. I certainly am vaccinated. My 15-year-old son is vaccinated, and I hope that that will continue to increase here. Acum este toamnă și se așteaptă și o creștere a cazurilor de COVID-19, deci sperăm că rata de vaccinare să crească, pentru că vreau să zic, chiar și feciorul meu de 15 ani este vaccinat. Deci trebuie să ajungem la o creștere a ratei de vaccinare. And the third area where we look forward to deep cooperation, and both of you mentioned it before me, is the area of justice and returning the sense of justice and all issues of governance as well as security. That Deputy Prime Minister mentioned. So this is high on our agenda. Și al treilea domeniu pe care l-ați menționat ambii înainte mea este domeniul justiției, revenirea la sensul real al cuvântului justiție și de asemenea activitățile în domeniul securității. În acest sens vom coopera intens. Thank you. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, declarațiile de presă ale oficialilor s-au încheiat. Vă mulțumim pentru prezență și vă dorim o zi bună. Ladies and gentlemen, the press statements are over. Thank you very much for your presence and have a good day.